like a Hellcat. Salută lume cu vără și MPB. Și vreau să vă arăt ce mi-a cumpărat data asta. Deci, fiți atenți. Sunt niște AirBud-uri. Deci, ăsta se cheamă AirBud, nu AirPod-uri. Sunt un fel de căști de gaming. Ca AirPod-uri de gen. Și el așa mi-a venit cu cablul ăsta de încărcare. Acum le-am pus la încărcat. Deci, nu știu dacă l-am deja încărcat înainte. Și cu... Am aici două porți de rezervă și manual de instrucțiuni. Sunt foarte faine. Un pic. Sunt foarte faine că uite cum arată. Deci arată ele. Se aprind și astea gen. Uite. Da, sunt foarte faine. Deci, cutia asta încarcă căștile, cutia se încarcă de la priză, iar căștile, gen când le conectezi la telefon, se conectează prin Bluetooth. Efectiv, la semnul de la Bluetooth arată și se că se și încarcă, gen. Nu că câtă baterie o mai au, doamne. Da. Sunt foarte faine, nu au butoane. Efectiv, poți să pui pauze pe la... Poți să le pui pauză la melodii cu ele, numai apăsând pe cască, pe spatele căștii gen. Și dacă vrei să dai gen o melodie înainte sau o melodie înapoi, e simplu. Pe cască de stânga dai înapoi dacă apeși două ori și pe cea de dreapta înainte. Păi sunt foarte faine, mie îmi plac. Le-am cumpărat de pe Joom, se cheamă magazinul online. Mi-au venit cam în... aproape 3 săptămâni, nici măcar 3 săptămâni. Gen, le-am cumpărat, am dat comanda de pe 5 martie, adică luna asta și mi-a venit astăzi pe 22 martie. Deci, da, le-am și testat, s-au super, super bine. Pe site mai scrie cum că ar fi foarte bun la PUBG Mobile când am testat treaba asta. Nu știu, vi le recomand, sunt foarte faine. Ca și preț mă costă numai 60 de lei, sincer. Dar posibil să fac și mai ieftin, că văd că pe jumătate schimbă prețul, ba scade un leu, ba bagă, nu mai știu cum e. Da. Cam asta e. Ne vedem data viitoare cu nou episod, ce o mai fi. Și să aveți o zi bună, nu știu. Ciao.